De mai mult de 100 de ani există programe de vaccinare în diferite țări. Datorită acestor programe de vaccinare, sute de milioane, poate chiar miliarde de oameni au supraviețuit, nu au mai avut sechele sau au fost evitatele decesele în cazul unor boli infecțioase care au făcut ravagii de-a lungul timpului și vă aduc doar aminte, doar câteva dintre ele, variola, de exemplu, care a fost eradicată. De asemenea, multe alte boli la care voi face referire în prezentarea mea. Și o să încerc, pentru că în fața Ministerului se desfășoară o demonstrație a unui partid politic. Cred că este o greșeală majoră care afectează interesul național și interesul populației acestei țări de a politiza un subiect atât de bine cunoscut de către toată lumea și care a făcut în așa fel încât foarte multe generații de oameni să beneficieze de vaccinare și de prevenirea bolilor infecțioase. Chiar am văzut niște sloganuri afișate, vaccinat egal intoxicat. Eu vă asigur că majoritatea celor care sunt aici, pentru că sunt multe persoane în vârstă, au fost vaccinate în copilărie. Mi s-a părut că ar fi fost intoxicați, dar cred că intoxicarea de care și pe care se bazează un partid politic care, așa cum spuneam, într-un mod absolut irresponsabil, atacă fundamentele sănătății publice din această țară, se referă la intoxicarea politică și la dezvoltarea unui subiect neadevărat. De ce vă spun lucrul ăsta? Și chiar am vrut să fac așa un soi de paralelă. Aici, când ați venit în cameră, vreau să vă spun că ați venit într-o cameră cu pereți negri. Vi se par pereții negri? Sunt pereți albi și eu am senzația că sunt albi. Cei care sunt în fața Ministerului ar susține că sunt negri. În ce sens? În sensul, fac așa această paralelă, pentru că eu personal am repetat în numeroase rânduri, alți reprezentanți ai Ministerului Sănătății, parlamentari și nu în ultimul rând profesioniști din sistemul de sănătate, medici, au declarat foarte clar că acest proiect, pentru că nu discutăm de o hotărâre aprobată, nu face altceva decât să stabilească principiile funcționării unui program de vaccinare sau nu numai unui program, ci și unui acces la vaccinuri pentru oricine în țara noastră, mai ales că în ultimii 10-15 ani scăderea acoperirii vaccinale în România a fost un element care este îngrijorător, a dus România dincolo de locul 100 în clasamentul mondial în ceea ce privește acoperirea vaccinală. Suntem la multe dintre vaccinuri pe ultimul loc în Europa și lucrul acesta trebuie schimbat, având interesul să ne protejăm în mod evident copiii și generațiile viitoare.